Militarii din serviciile de informație, apărare și penitenciare vor beneficia anul acesta de sporuri mai mari după ce guvernul a hotărât ca acestea să fie calculate în baza nivelului din 2009 și nu în baza celui din 2011, când nivelul era drastic limitat, iar salariul celor care execută misiuni speciale apreciate de șefi va putea fi majorat cu până la 50%. Invocând anumite neconcordanțe legislative, guvernul a decis printr-o ordonanță de urgență ca la nivelul limitat al bazei de calcul din decembrie 2011 să nu mai fie stabilite în acest an și sporurile personalului militar, ci doar indemnizațiile, compensațiile primele, ajutoarele, plățile compensatorii, despăgubirile, compensațiile lunare pentru chirie, introducând însă și un amendament care impune ca acestea să fie astfel calculate doar dacă nu fac parte din salariul lunar brut. În același timp, guvernul a decis ca de la 1 iulie, prin excepție de la constrângerile legislației privind salarizarea bugetarilor, Quantumul drepturilor acordate personalului militar, polițiștilor, funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalului civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională care execută lucrări de excepție sau misiuni speciale apreciate ca atare de conducătorii acestora va fi stabilit pe baza unei prevederi care le asigură acestora o majorare de până la 50% calculată la solda salariul funcției de bază. Acest drept, conform legii, poate fi acordat pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare, în limita a 30% din suma a salariilor de bază, a soldelor funcțiilor de bază sau a salariilor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare, cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite. Ordonanța conferă și posibilitatea de majorare cu 75% a salariatului pentru munca prestată de aceștia în zilele de repaus, tot de la 1 iulie 2014.